maestrului George Motoi, pe care îl sărbătorim astăzi, întrucât ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Vom începe așadar prin a-l revedea într-un fragment din Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanul în regia Malvinei Ursian. Chemați-i la mine pe capotă, șerpe, balș, bolduș, bour. Dar sunt morți, Doamne. Și pe Boldă și pe Misail. Să se înfățișeze grabnic la curte. Voi să-i văz la față. Chemați și pe mitropolitul Ghenadie. E prea urâtă lumea asta. Voi să mă adun într-o mănăstire, să-mi petrec acolo restul zilelor. Sunt bolnav. Și-mi simt sfârșitul aproape. Maria ta, doctorii te-au sfătuit să te odihnești. Poate n-ar fi rău să stai o vreme la Sfânta Mănăstire Slatină. Să stau acolo o vreme și de trebile țării cine să se grijească. Poate boierii. Poate voi. Poate tu, doamna mea. Domnul țării trebuie să fie sănătos. Și cu mintea întreagă. Bine. Voi pleca. Și vă leg sub jurământ să grijiți de țară. Și să feriți tronul de nemernicii care se vor aține din toate părțile. Și văd unul tind prin unghiere. Vod Alexandru nu mai este. Vod Alexandru nu mai este. Dar eu exist! Trăiesc! Și voi păzi țara și tronul de oricine! Chiar și de voi! Chiar și de tine! Tăcere. Trece umbra lui Ștefan cel Mare. Trece umbra lui Ștefan voievod. Să vină doctorii. Ne bucurăm să-l avem alături de noi în această după-amiază, la o cană de ceai și la un pahar de vorbă, cum îmi place mie să spun, pe maestrul George Motoi. Și tocmai pentru că în prezentarea inițială am dat un fragment dintr-o carte, vroiam să prezint și cartea, aceasta este, se numește Sub masca actorului și, din câte știu eu, are și elemente biografice. M-ați surprins. De ce v-am surprins? M-ați impresionat și vă mulțumesc foarte mult și pentru invitație, dar și pentru orare care mi-ați făcut-o pentru ziua de ieri. Și m-a surprins cu acel citat din cartea mea, de care nu știam că o aveți, că v-a ajuns la dumneavoastră. Să zicem că ne facem temele. Da, vă faceți lecția măcar conștiincios, dacă da. Nu la profunzimea cu care îmi ar trebui. Îmi place emisiunea dumneavoastră și mă bucură că are așa un aer de cultură, de artă, de meditație asupra existenței umane. Ați adus poezia într-o emisiune, ceea ce e un lucru extraordinar, pentru că poezia începe să fie
uitată, nu știu, a început să lumea să nu mai citească și asta e foarte rău, pentru că poezia este atât de densă, este atât de densă, încât poate cel mai bine poate să modeleze o structură umană, un tânăr. Și eu sunt puțin îngrijorat că tinerii de astăzi fug efectiv de poezie și se refugiază în facil. Eu cred că fug de poezie tocmai pentru că nu au avut ocazia să o cunoască. Odată ce... Nu, ocazia o au. O au la școală, ajuns... o au la școală, o au... Depinde, când da. Ți se dă poezie cu lingurița din manualele... Dar și probabil că și profesorii din limba română nu mai au virtutea care ar fi trebuit să o aibă. Știți? E un lucru general așa de superficializare, de facil. În toată existența noastră asistăm la un facil care este îngrijorător. Iar de morală lumea vorbește foarte puțin astăzi. Și de educația aceea adevărată, de formarea unui tânăr. Se vorbește puțin și asta e foarte rău. Lumea înclină să spre divertisment, spre facil, spre tot ce poate fi așa mai la suprafața vieții ori. Suprafața vieții, până la urmă, ne-o construim fiecare cum credem de cuvință, din nefericire. Cred că există totuși unele momente în viață când ajungem să recurgem și la lucruri esențiale pentru a ne întoarce la propriile noastre esențe. La o poezie pentru a ne redescoperi sensibilitatea sau poate la o melodie. Da. Ce vă spun eu, stimată domnișoară, este faptul că eu nu mă raportez la mine așa cum vă raportați dumneavoastră la dumneavoastră. Eu sunt un observator al societății, al mediului în care trăiesc. Inclusiv cu ochiul regizorului. Da, și o să ajungem și acolo. Și al actorului. Pentru că eu asist la o realitate, înțelegeți? Și de-aia înclin să generalizez un pic discuția. Pentru că ne interesează climatul în care trăim foarte mult. Ne interesează foarte mult. Eu admir oameni ca dumneavoastră, care, așa cum mi-a spus, afirmați, nu, că totul depinde de noi, că ne putem reculege în poezie, ne putem construi viața așa cum dorim, dar asta trebuie să se vadă, să reflecteze în societate, în populație, nu știu cum să spun, ori aici sunt probleme și ceea ce vorbiți dumneavoastră ar fi o referire la modele, știți? Ori acele modele ar trebui mai bine, cum să spun eu, promovate și aduse în contact cu marele public. Aici este problema. O altă discuție foarte interesantă, apropo de modelele care sunt promovate astăzi. Dacă sunt ele adevărate modele sau nu? Ei, aici dacă am vrut să ajungem. Falși idoli. Falși idoli, da. Dacă mi este permis să spun așa, că de cele mai multe ori ceea ce se promovează astăzi nu este neapărat de valoare, nu este neapărat cultură, nu este neapărat un model de urmat. Da. Se promovează din anumite considerente. Da, și predomină aici comercialul. Vorbesc de celelalte televiziuni care sunt comerciale, dar comerțul cel mai bun, după opinia mea, îl produce tot valoarea. Mă înțelegeți? Tot valoarea, tot ceea ce este valoros, nu? Nimic nu poate fi mai scump decât valoarea. Așa este. Iar comercialul ăsta desuet, așa la suprafață, facil, el este trecător, e pasager. El induce în eroare extraordinar. Dar din nefericire ajunge să ne sufoce. Da, bravo. Mă bucur că ne-am întâlnit. Și eu mă bucur cum gândiți. Ați acceptat invitația noastră. Da, bravo, putem să avem o discuție, cred, utilă așa, nu numai pentru noi doi, ci pentru mai multă lume. Nu? Pentru că a venit vorba de lume, vreau să anunț telefonul telespectatorului. Toți cei care ascultă discuția noastră, sunt interesați de ea și vor să ne adreseze o întrebare, o opinie, vor să intre în legătură cu noi, au la dispoziție numărul nostru de telefon 021-319-9106. Este acum afișat pe ecran și va mai fi afișat pe parcursul emisiunii. Am să încerc, totuși noi am luat o
am luat-o de niciunde, dacă mi este permis să spun așa. Da, da. Am să încerc să pun un pic de ordine discuția mult, noastră. Sigur. Și am să mă întorc la actorul George Motoi. De unde provine pasiunea dumneavoastră pentru teatru? Pentru că știu că dintr-un interviu pe care l-ați acordat la un moment dat, că ideea de a vă face actor v-a venit când spuneați Tatăl nostru. Formidabil, toate le știți. Și acest lucru m-a impresionat tocmai pentru că Tatăl nostru este o rugăciune. Tatăl nostru nu este o poezie menită să fie, știu eu, declamată pe o scenă de școală, eventual, da, da, având în vedere vârsta. Și preoții sunt un fel de actori, să știți. Și ei sunt un fel de actori pentru că au un mesaj care trebuie să-l transmită. De aceea sunt preoți talentați și mai puțin talentați. Preoți pe care poți să-i asculți și să-ți facă să-i asculți cu plăcere și cu interes și preoți care te plictisesc îngrozitor. Asta e o realitate. Nu, știm cu toți. Eu am mers la biserică și am spus Tatăl nostru pentru că spuneam la școală poezii. Ca orice elev, nu copil, pe vremea mea se spuneau poezii, se făceau serbări școlare care erau fermecătoare, erau atât de frumoase și ocupa timpul frumos copilului. Și acolo probabil eram eu mai, eu știu, mai isteț așa, mai... Spuneam, vorbeam frumos, vorbeam tare probabil, ceea ce era esențial pentru biserică, nu? Și mama, care era credincioasă și mergea în fiecare duminică la biserică, mă lua și pe mine. Așa. Și acolo preotul întâmplător m-a văzut la o serbare de școală și mi-a spus, a venit direct la mine și m-a întrebat dacă n-aș vrea să spun Tatăl nostru. Și am acceptat și am început să spun Tatăl nostru, crezul la biserică. Așa. În anii copilăriei, vreo 2-3 ani, nu mai mult, n-am avut intenția să urmez calea asta, să devin preot, de pildă. Nu, dar este un debut, cu debut, ghilimele, da, de rigoare, un debut, da, actoricesc foarte interesant. Da, cred că da. Și fiind copil, făceam acasă fel de jocuri, așa, care le improvizam, chemam copii care mă jucam. Îmi plăcea să îi conduc eu, să le spun ce să fac, începeam un joc, dirijam totul. Acesta prefigura cariera de regizor. Probabil. Era așa. Și cred că așa am început, nu? Eu m-am dus și am văzut spectacole de teatru, fără să mă îndemne nimeni. Înțelegeți? Nimeni. M-am dus să mă uit la spectacole, să văd spectacole. Am intrat într-o figurație la un teatru, eu sunt din zona Brăilei, și acolo am cunoscut-o, era o pleiadă de actori foarte mari pe vremea aceea. Mihăilescu Brăila a debutat acolo, Vasilica Tastaman, Ștefan Iordănescu, Titu Vedea, nume consacrate ale teatrului românesc. Acolo au debutat și eu am prins în copilărie perioada lor de glorie de la Brăila, care probabil m-a marcat, a însemnat pentru mine foarte mult. Și m-am apropiat de dâns și m-au văzut un regretat actor, Popa Mija, care avea așa și foarte bun actor, dar avea și, era și un bun pedagog. Și mă observa, mă studia și într-o zi a venit la mine să-mi spună, aș vrea să vii la mine acasă să lucrăm un pic, că poate te duci să dai examen la Institutul de Teatru. Mama mă pregătea să devin doctor veterinar, ceea ce... Aceasta era următoarea mea întrebare, tocmai... Ceea ce era imposibil, da, și... Dacă ați fost vreodată tentat să faceți altceva decât teatru? Nu, niciodată. Mama avea un orgoliu. Pardon, aveam un orgoliu, mama, că aveam eu un văr care era colonel, doctor veterinar, și știți cum e în familie, să urmez pe... Și nu puteam să înțeleg lucrul ăsta deloc. Și la urmă i-am spus mamei, tatei, domnule, nu mă duc acolo, că nu mi-e frică să operez câini, că nu am această tărie. Da. Și mi-am spus că mă duc să dau examen la teatru. Și m-am dus și am reușit. În primul... Da.
Și prima opțiune și prima încercare. Da, sigur că am lucrat cu domnul Popa Mija, v-am spus, câteva luni, așa. M-a îndrumat fără să mă strice, ceea ce e foarte important. Și mi-a lăsat naturalețea mea, felul, numai că m-a dirijat un pic în felul de a înțelege o poezie, un text. Lucruri esențiale pentru un da, actor. Da, da, da. Și de aici încolo, n-are rău, ce să vă mai spun, am început să fac teatru, da. Am să vă propun să ne oprim puțin aici, pentru că avem un telefon. Da? Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunt Mariana de la Râșnov. Ne pare bine, doamna Mariana. Am emoții. Nu trebuie să aveți emoții. Am emoții pentru domnul George Motoi, marele nostru actor. L-am cunoscut la un spectacol în Brașov, domnul George Motoi. Da. Da, doi pe un balansoar. Am mulți de atunci. Da. Eu, căsătorită cu copii, am zis, domne, fac ce pot și vin să vă văd. Și am venit de la Râșnov la Brașov. După spectacol ați avut foarte mulți admiratori acolo, dar eu am venit cu două buchete de flori, de trandafiri roșii și m-ați invitat în cabină și mi-ați dat pliantul de la piesa respectivă cu doi pe un balansoar, cu, mă rog, cu numele dumneavoastră. Și ce să vă spun, că de atunci m-am gândit de sute de ori la ce mi s-a întâmplat atunci. Și am copii care au făcut facultatea la București. Bineînțeles că am fost la ei în vizită și tot a zis, mami, ce vrei, operă, teatru, nu știu ce, nu știu cum. Și mi s-a spus de cineva că sunteți plecat la gala sau nu știu unde. Da? Da, în primul rând vă mulțumesc pentru telefon și pentru această amintire pe care mi-ați provocat-o cu doi pe balansoar. Îmi pare bine și vă mulțumesc că țineți minte spectacolul și că ați făcut așa efort să veniți să-l vedeți, având atâția copii acasă. Da, extraordinar. Da. Sunteți un actor, sunteți un geniu. Hai să ne ferim de cuvinte de astea prea mari, că nu mă inhibă. Nu trebuie, deci lucrurile adevărate trebuie spuse, domnul actor. Deci trebuie spuse, sunteți un geniu pentru mine și pentru foarte multă lume. Chiar acum m-a sunat și sora de la Sibiu, că i-am spus să se uite în direct. Nu i-a venit să creadă. Unde este domnul George Motoi? Repede, toți de acolo au dat pe TVR3. Da. Vă mulțumim pentru fidelitate, în primul rând, și în al doilea rând pentru telefon. Foarte multă sănătate. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Vă rog să-mi spuneți unde îl putem vedea. Ce să facem? Unde v-am putut? Unde vă pot vedea? În ce spectacole? Sigur. Păi mă puteți vedea în primul rând în filmele care se tot reiau pe micul ecran, la diferite posturi, da? Și la Teatrul Național mă mai puteți vedea în niște spectacole. În ce perioadă? Păi în timpul stagiunii teatrale, nu? La București? Joc în două spectacole la Teatrul Național, în spectacolul Noiembrie și în spectacolul Sâmbătă, Duminică și Luni, o comedie a lui Eduardo de Filippo. Când sunteți prin București și întâmplător aceste spectacole se joacă, mă puteți vedea acolo. Sunt două spectacole de succes. Vă doresc numai bine și multă sănătate. Și noi vă mulțumim pentru telefon. Și multă plăcere. Mulțumesc. Deci iată ce, da, ce prospețime a amintirilor regăsim peste timp. De la oameni care au venit și au văzut un spectacol în care ați jucat dumneavoastră. Da, e un spectacol de debut. Cred că a fost unul din primele spectacolele mele de regie. Era piesa în vogă în perioada aceea și mi-a plăcut textul și l-am pus în scenă, dar la Petroșani l-am pus în scenă, unde după aceea l-am plimbat în toată țara, am creat turnee. Iată, a ajuns și la Brașov. Da, probabil că am jucat la Brașov, sigur că da, și probabil acolo a venit dânsa și a văzut spectacolul. Îi mulțumesc foarte mult pentru această
aceste complimente, nu? O să rămânem tot în sfera amintirilor. De data aceasta le propunem telespectatorilor noștri să urmărească un fragment din Caligula. Draga mea, nu e așa că tezaurul este un lucru foarte important? Nu, Caligula. E ceva secundar. Pentru că nu te pricepi. Tezaurul este din interes copleșitor. Toate sunt importante. Finanțele, moralitatea publică, politica externă și aprovizionarea armatei și legile agrare. Toate, toate sunt din interes copleșitor. Și toate stau pe același plan. Măreția Romei și crizele tale de atletism. Am să mă ocup de toate astea. Ascultă, intendent. Te ascultăm. Sunești credincios, nu-i așa? Cezar. E bine, am să-ți împărtășesc un plan. În două clipe, noi doi vom da peste cap întreaga economie politică. Te vei lămuri, intendent, după ce patricieni au să iasă afară. Ascultă-mă bine, mai întâi toți patricienii, toți muritorii acestui imperiu care posedă oarecare avere, mică sau mare, este exact același lucru, vor trebui obligatoriu să-și desmoștenească copiii și să facă imediat testamente în favoarea statului. Dar Cezar... Nu ți-am dat cuvântul. Pe măsura nevoilor noastre vom trimite aceste personaje la moarte, după o listă pe care vom întocmi-o arbitrar. Desigur, la nevoie putem să și schimbăm această ordine, dar tot arbitrar. Și vom moșteni. Caligula. Ordinea execuțiilor nu are în fond nicio importanță, sau mai bine zis, execuțiile sunt de importanță egală, ceea ce demonstrează că de fapt n-au niciuna. Sunt la fel de vinovați și unii și alții. Nu-i mai necinstit să-i jefuiești direct pe cetățeni decât să strecori taxe indirecte în prețul merindelor, fără de care n-ar putea să trăiască. A guverna înseamnă a fura! Toată lumea știe asta. Dar e vorba de stil. Din ceea ce mă privește, eu voi fura deschis. Asta o să schimbe și ție micile profituri, dar vei executa aceste porunci pe loc. Testamentele vor fi semnate până de seară de către toți locuitorii Romei și în cel mai târziu o lună de către toți din provincie. Hai, trimite curier. Cezar, tu nu-ți dai seama? Imbecilul, ascultă-mă bine. Dacă tezaurul are importanță, atunci viața omenească nu are. Toți cei care gândesc ca tine trebuie să admită acest raționament. Și să nu mai dea nimic pe viața lor, de îndată ce au dat totul pe bani. Dar la urma urmei eu am hotărât să fiu logic și pentru că puterea este în mâna mea, veți constata voi cât o să vă costă această logică. Voi extermina pe toți cei care mă contrazic și odată cu ei contradicțiile, la nevoie pot începe cu tine. Cezar, bunăvoința mea nu se discută, jur! Dar nici a mea, crede-mă. Dovadă că am acceptat punctul tău de vedere și mi-am făcut din tezaurul public un obiect de meditație. Într-un cuvânt, să mulțumești că am intrat în jocul tău și jocul cărțile tale. La urma urmei, planul meu este genial, așa că asta încheie discuția. Îți dau 3 secunde ca să dispari. Număr 1. Nu te mai recunosc. E o glumă, nu-i așa? Nu, tocmai, Gesone, e pedagogie. Ca eu sunt cu putință. Adevărat? Nu te mai înțeleg. Adevărat, este vorba despre ceea ce lui cu putință, sau... Mai degrabă cum să facem cu putință, și așa deocamdată nu e. Dar este un joc fără limită, e recreația unui nebun. Nu știu, este virtutea unui împărat. Am înțeles în sfârșit la ce slujește puterea. Îți dă posibilitatea de a stăpâni imposibilul. De azi înainte, libertatea mea nu va mai cunoaște graniți. Caius. Revenim în studio la discuția noastră cu maestrul George Motoi, dar înainte de a relua firul discuției, mai avem un telefon. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Adriana Banor mă numesc eu și vă sunt din București. Ne pare bine. Am sunat în primul rând să-i spun maestrului la mulți ani. Să rămână, doamne. Și să-i mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-a dăruit în toți acești ani. Îmi pare tare rău că tineretul nostru de astăzi nu mai simte aceleași emoții pe care noi le-am simțit alături de actorii noștri cei mai mari și cei mai buni. Și de-aia iubim atât, pentru că prin intermediul casetelor, prin intermediul filmului,
Nu se poate simți ceea ce noi simțeam văzându-i alături de noi în sala de teatru, unde, în sala unde se juca spectacolul. Era cu totul altceva. Era o apropiere pe care care nu se poate înlocui cu nimic. Stimată, într-adevăr. Vă mulțumesc foarte mult, dar profesiunea noastră este atât de efemeră, noi suntem atât de trecători, încât trebuie să vă obișnuiți cu ideea că noi am fost la un moment dat, v-ați bucurat de noi pe scenă, cum spuneți, că mai mult decât în casete de film sau TV, și acum vin alte generații, alte timpuri. Da. Și asta e viața. Nu știu. Ce face. Poate că pe noi ne depășește, nu știu, viața asta care vine. Senzația mea este că ceea ce se joacă acum mă depășește pe mine. Teatrul ăsta este mai departe de sufletul meu. Eu am rămas pentru că mâine împlinești 50 de ani. La mulți ani! Mulțumesc! Am rămas la modul în care se juca teatru, modul în care vedeam viața alături de noi, așa cum este ea, și nu cum se joacă teatru abstract. Nu știu. Teatrul ăsta nou nu mai este așa de apropiat mie. Dacă sunt atât de amabilă să primiți un mix sfat. Trebuie să vă alegeți spectacole după structura noastră interioară. În asta București, de pildă, găsiți și spectacole care să corespundă exigențelor dumneavoastră. Este o diversitate foarte mare și sigur că aveți dreptate. Predomină valul ăsta al teatrului care nu e ce trebuie. Asta e o criză, în general. Pe 24 acum este Alexandru Lăpușneanu. Și forța și puterea pe care ne-ați demonstrat-o și ne-ați transmis-o jucând acest rol, nu știu, cât se simte fantastic și la televizor, e adevărat. Dar eu fac parte din generația care merge și mergea mai mult la teatru înainte. Acum mai puțin. Pentru că nu mai avem acces așa de mult la rolurile noastre dragi. Da. În orice caz, vă iubim foarte mult. Să rămână, doamnă. Sunt alte opinii, alți regizori acum, sunt alt repertoriu. E foarte adevărat. Eu nu pot să mă apropii foarte mult de Tocilescu. Nu fiți chiar atât de... Că aveți spectacole pe care le puteți vedea în București. Sunt spectacole mari, frumoase, bune, care nu știu, poate concurează. Ar trebui să facem o dictatură artei pentru tineret. Da. Nu este rău sfatul dumneavoastră. Nu știu dacă tocmai termenul dictatură sună cel mai potrivit, dar măcar să încercăm să le oferim alternative. Sigur, da, nu știu, pe noi ne manipulau, n-aveam voie de de Paște să mergem la discotecă. Ne închideau, n-aveam voie să mergem la biserică și ne închideau în discoteci. Nu ne ținea nimeni și ne duceam la biserică. Trebuie să facem ceva în așa fel încât să-i ținem pe tineri. Acum vremurile s-au schimbat, din nefericire. Nu știu, să-i manipulăm și pe ei într-un fel pozitiv. Mulțumim mult de tot, mulțumim. Pentru telefon și pentru opiniile dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. La revedere.